Cătălin Cornea. Voi face pentru prima oară aici, în mediul acesta, alături de mine cu un pui de beagle. Bună ziua, dragi prieteni de pe Facebook. Sunt Cătălin Cornea. Astăzi sunt alături de mine cu un pui de beagle în vârstă de 6 luni. Se numește Sherlock. Pentru prima dată am inițiat poziția culcat și datorită tehnicii câinele și-a însușit poziția respectivă. Acesta este Sherlock. Îl vom stimula. Ia Sherlock. Bravo. Bravo, așteaptă. Mai facem o dată. Hai, mai facem o dată. Hai, Sherlock. Interesant, așteaptă. Am aruncat mâncare jos. Așteaptă. Bravo. Laud că e un băiat bun. Lider. Hai să lider. Acum vom face varianta pe sol. Imaginați-vă că nu are mai mult de 3 ședințe, dintre care una a fost cea de inițiere a poziției culcat. Și da, desigur, programele de educație canină concepute de Cătălin Cornea implică proprietarul ca și parte activă a ședințelor de dresaj. Într-adevăr, în aceste condiții, rata de reușită a demersului educațional este foarte mare. Merită reținut că succesul acestui program este susținut și nu în ultimul rând de tehnica pedagogică folosită în instruirea oamenilor. Sunt Cătălin Cornea și nu uitați, dragii mei, orice câine poate fi dresat dacă la capătul lesei se află un om suficient de inteligent, nu suficient de brutal. La revedere!